Și să știi că totdeauna acasă e așa cum se spune acasă. Nu știu, la unedoara dorm cel mai bine, la unedoara mă simt cel mai bine, e aerul cel mai bun. Asta cred că, nu știu, poate și faptul că am fost plecat atât timp mă face întotdeauna când sunt acasă să mă simt mai special. Știm că ai trecut printr-o serie de probleme de sănătate în ultima perioadă. Cum e acum și care sunt planurile tale pe mai departe? A fost o perioadă destul de grea, mai fac încă tratament. Sunt convins că am să trec cu bine peste toate. Am o familie alături de mine, am prieteni foarte mulți alături de mine și cu așa sprijin este greu să nu reușești.